Sosit clipa sarmalelor. Nundașii trebuie să prindă puteri, așa că bucatele sunt devorate fără niciun fason. Să știți că mâncarea chiar este bună. Eu de obicei nu prea mănânc la anunț. Totul ar fi minunat dacă o problemă n-ar apărea în peisaj. Stimați telespectatori, mă simt sabotată definitiv de echipa mea, care continuă, deși le-am spus că nu este cazul, cu aceste întrebări despre mâncare. Deși eu le-am zis de nenumărate ori că sunt la dietă, ei continuă. Cum e aperitivul? Cum ți se pare peștele? Cum ți se pare sarmaua? Cum ți se pare salata mediteraneană a doamnei Anișoara? Nu știu, căci sunt la dietă. Ei, lasă dieta! Sarmalele par delicioase, până și televizorul ar plânge de poftă. Însă dorința de a ține dieta se dovedește mai puternică. După ce sarmalele au dispărut din peisaj pe diferite căi mai mult sau mai puțin ortodoxe, nuntașii au revenit pe ringul de dans. Unii pentru distracție, alții poate pentru a mai scăpa de calorii. De fapt, cui îi pasă câtă vreme scaunele au rămas vacante? Exact la un an de la căsătoria civilă am vrut să fie cu însemnătate. Pe 27 august anul acesta vom face cununia religioasă. Mi-a plăcut foarte mult de sora Ionelei, Speranța. I-am luat Facebook-ul, dar vom vedea ce va fi pe parcurs. Da, o să vorbesc cu mama Speranței. O să vorbesc cu ea și sper să ies la un suc, la un ceai. Vom vedea ce va ieși.